Bună ziua! Azi vom realiza împreună carofiță croșetată. Voi folosi o croștie 2.0 mm, o forfecuță, un bețișor de lemn, un ac de cusut, puțină vată, sârmă, un pistol de lipit cu silicon, hârtie creponată verde și nu în ultimul rând firul. Voi începe cu acest fir și vom face în felul următor. Dăm firul după degete, mă prind cu un oi de lanț și continuu cu piciorul scurt, piciorul scurt, deci voi face pe acest cerculeț 6 piciorușe scurte, deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Strâng firul, deci strângem cerculețul, mă prind la primul ochi de lanț cu punct alunecat, aici pun un semn sau pun un fir de ață de altă culoare, ce aveți dumneavoastră, și mă duc în primul ochi și fac 1, 2 piciorușe scurte. În următorul, la fel, 2 piciorușe scurte. În următorul, la fel. Deci în fiecare ui de lanț de 2 piciorușe scurte. Acum dăm semnul jos. Și în acest ochi fac din nou 2 piciorușe scurte. Deci un total de 12 piciorușe scurte. Mă duc în ochiul următor și mă prind cu punct alunecat. Din nou pun semnul unde am încheiat rândul. Și acum continuu în fiecare ochi de lanț câte un piciorul scurt. Deci am 12 ochiuri de lanț, 12 piciorușe scurte. Zece, 11, cel de-al 12-lea vine aici unde avem semnul. Din nou mă duc în ochiul următor, fac punct alunecat și din nou pun semnul. Tot timpul puteți pune un semn sau un fir de ață de altă culoare, să știți de unde începeți rândul. Introduc croșeta aici unde am început și scot acest fir de ață.
în afară. Iar acum continuu cu aceste 12 piciorușe scurte. La fiecare rând și fac un total de 10 rânduri. Deci avem 1 și mai fac încă 9. Deci, ca și aici. Deci să continuăm să facem cele 10 rânduri cu 12 piciorușe scurte la fiecare rând. Detalii despre fir am să vă las în descriere cum fac de obicei. Eu am terminat cele 10 rânduri cu piciorul scurt. Deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rânduri. Iar acesta este primul cu 6 și cel cu 12 piciorușe scurte, cum am început. Fac un nui de lanț, tai firul. Iar acum voi pune acest fir. O să vă arăt și eticheta. Acesta este firul. Dar am să vă arăt detalii și în descriere despre fiecare fir în parte. Și haideți să continuăm. Este foarte ușor. Este un model creat de mine într-o duminică, când nu puteam să lucrez. Am luat un foaie și un pix și am creat acest model. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. M-am prins într-unul din ochiuri de lanț și am făcut în continuare 3 ochiuri de lanț. Dau firul după croșetă și tot în același loc, picioruș dublu. Două firul după croșetă și tot în același loc, picioruș dublu. Deci am făcut 3 piciorușe duble în același loc. Din nou firul pe croșetă, mă duc în următorul ochi de lanț și fac picioruș dublu. Picioruș dublu. Și bineînțeles să încerc să prind și surplusul de fire în lucru. Deci pe margine, practic. Din nou în acest ochi de lanț am făcut 3 piciorușe duble. În următorul, la fel. 3 piciorușe duble. Acum putem tăia surplusul de fire, pentru că deja l-am prins în lucru. Și continuăm, deci, în fiecare ochi de lanț, câte 3 piciorușe duble. Dacă doriți, vă puteți abona la canalul meu de YouTube. Puteți apăsa activa clopoțelul pentru a primi notificări ori de câte ori postez. Totul este gratis. Ia uite, ce fain se vede. Este un model foarte, foarte ușor. Deci, în fiecare oi de lanț, voi face câte 3 piciorușe duble. Să continuăm. Am ajuns la sfârșitul acestui rând. Suntem la ultimul grup de 3 piciorușe duble. Iar acum ne unim la primul ochi de lanț cu punct amnecat. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, am format un prim picioruș, dau firul după croșetă și în următorul oi de lanț mă prind cu picioruș dublu. Mă scuzați, nu în următorul. În același oi de lanț voi face picioruș dublu.
Cel de-al treilea piciorul dublu în același oi de lanț. Din nou firul pe croșetă și în următorul oi de lanț, piciorul dublu, piciorul dublu și iarăși piciorul dublu. Deci am și de această dată câte 3 piciorușe duble în fiecare oi de lanț. Aș vrea să vă arăt aici, să poate să observ mai bine. Vedeți, a fost prin burând cu 3 piciorușe duble într-un singur oi de lanț. După, am continuat din nou cu 3 piciorușe duble la fiecare oi de lanț și iarăși la rândul următor câte 3 piciorușe duble la fiecare oi de lanț. Deci acest rând vom continua și vom face câte 3 piciorușe duble în fiecare oi de lanț și rândul următor la fel. Câte 3 piciorușe duble în fiecare oi de lanț. Deci vom face 3 rânduri asemănătoare. Să continuăm. V-aș ruga, dacă se poate, să lucrați lejer cu firul, să nu îl strângeți. Eu sper să vă placă la sfârșit această garofiță. Încheiem și la al doilea rând. Depinde la primul ochi cu punct alunecat. 1, 2, 3 ochiuri de lață, un prim picioruș, luăm firul pe croșetă și tot în același loc. Deci face cum am făcut și până acum. În fiecare ochi de lanț câte 3 piciorușe duble. Acum în următorul ochi. La fel, 1, 2, 3 piciorușe duble. În următorul ochi, la fel, 3 piciorușe duble. Este cea mai ușoară garofiță croșetată vreodată, cel mai ușor model. Vedeți că ea deja își prinde forma. Deci și aici, în fiecare oi de lanț, de 3 piciorușe duble. Deci chiar deja se formează. Deci să continuăm și acest rând până ne unim de unde am plecat. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. Suntem la ultimul grup de 3 piciorușe duble. Iar acum ne unim la primul picioruș dublu în cele 3 ochiuri de lanț cu punct alunecat. Fac un oi de lanț și ce vreau să vă zic. Aici puteți continua la fel cu aceeași culoare sau puteți pune altă culoare pe margine unde vom face doar picioruș scurt. Eu o să pun acest fir, să-i dea un pic de culoare, să aprindă puțin garofița. Și acum voi tăia acest fir, deci strâng bine acest ochi de lanț, tai firul. Și voi pune acest fir
Deci aici unde am rămas, introduc roșeta, scot acest fir de, vi l-am arătat, fac un ui de lanț și tot în același loc, piciorul scurt. În următorul ui de lanț, piciorul scurt. În următorul ui de lanț, piciorul scurt. După cum ați văzut, acest fir este roșu degradé. Deci, la un moment dat, o să vină și alb pe margine la garofița noastră. Deci, acum voi face în fiecare ui de lanț câte un picioruș scurt. Să tai acest surplus de fir, deja l-am prins în lucru. Și continuu. Tot acest rând, în fiecare ochi, câte un picioruș scurt. Tot acest rând. Ia uitați, așa va trebui să vină și la dumneavoastră, câte un picior scurt în fiecare oi de lanț. Să continuăm. Terminăm și acest rând, rândul de pe margine. Mă prind la primul ochi. Cu punta alunecat, fac un ui de lanț, tai firul. Acest fir îl ascund pe margine. Acum luăm bețișorul. Haideți mai înainte să băgăm acest fir verde, să ne strângem pe lângă bețișor. Și aici, în mijloc, unde am pus un dubul galben, introduc acul, îl scot aici și o distanță foarte mică. Vă zic eu să nu prindeți floarea, pentru că eu chiar asta am făcut. Doar pe aici, pe margine, introduc acul aici am firul unde am pornit. Acum vin în mijloc. Mi-e mai greu pe mijloc să prind acest fir. Încă nu îl strâng. Introduc acest bețișor și scot aici unde am început. Cu firul rândul cu piciorul scurt. Aș vrea să pun puțină vată,
Foarte puțin ne va trebui, nu va trebui multă. Aici. Nu știu cu ce aș putea. Să împing această vată. Eu mă folosesc de acest pix. Puteți să faceți și cu partea de la croșet. Mai punem puțină. Deci puneți aici vată cât credeți dumneavoastră că se umple puțin acest gol. La fel ca și aici. Acum acest fir. Îl strâng. Bine, bine, în jurul bețișorului. Fac un nod, să nu se desfacă. Și pe cel de-al doilea. Care nu am reușit să-l fac. Îl vom face din nou. Introduc croșeta aici, trag firul în jos, practic îl ascund în spate. Acum va trebui să pun puțin silicon. Am să pun puțin silicon aici. Pe bețișor. Și trag acest bețișor în jos. Așa, cât să nu se vadă. Acum voi lua firul verde, firul acesta, și va trebui să facem frunza. Fac un nod magic și continuu cu 20 de ochiuri de lanț. Optsprezece, nouăsprezece, 20. Nu în primul, în cel al doilea ochi. Mă prind cu piciorul scurt, ia firul pe croșetă, în următorul picioruș dublu scurt, în următorul picioruș dublu, în următorul picioruș dublu, următorul picioruș dublu, următorul picioruș dublu, următorul picioruș dublu, următorul picioruș dublu. Deci, am făcut la început
un picioruș scurt, după un picioruș dublu scurt, picioruș dublu în fiecare oi de lanț, iar acum voi face un picioruș dublu scurt și un picioruș scurt. Un oi de lanț și mă întorc la fel. Picioruș scurt, picioruș dublu scurt, în următorul picioruș dublu, picioruș dublu, picioruș dublu, în următorul picioruș dublu. Deci ca să nu existe dubii. Am început aici cu, nu m-am prins în primul, în celălalt doilea. Deci un ochi am pierdut. În celălalt m-am prins cu picioruș scurt, în următorul picioruș dublu scurt. După picioruș dublu, după care picioruș dublu scurt, picioruș scurt, un ochi de lanț și m-am întors la fel. Cu piciorul scurt, piciorul dublu scurt, piciorul dublu și iar vin aici cu piciorul dublu scurt și piciorul scurt. În total, deci avem, au fost 20, unul s-a pierdut, a mai rămas 19, au mai rămas 19 ochiuri de lanț, din care unul aici scurt, unul dublu scurt, iar aici iarăși unul scurt, unul dublu scurt, deci avem 15 piciorușe duble. 2, 17, 2, 19. Deci să continuăm cu picioruș dublu. Iar așa am ajuns la picioruș dublu scurt. Picioruș scurt în ultimul ochi. Iar aici va trebui să punem sârmă. E o bucățică de sârmă. Eu mai multe feluri de sârmuliță, tot subțire și aceasta. Și o pun între croșetă și fir. Și în primul oi de lanț mă prind cu piciorul scurt. În următorul oi de lanț, piciorul scurt. În următorul oi de lanț, piciorul scurt. Deci voi face în fiecare oi de lanț câte un picioruș scurt. Bineînțeles, prin și sârma pe margine. Ia uitați! Aici, pe capăt sus, unde am făcut acel oi de lanț, voi face 1, 2, 3 piciorușe scurte în același loc și continu la fel cu piciorul scurt în fiecare oi de lanț. Deci acum fac piciorul scurt până ajung aici, de unde am pornit. Aici mă prind de unde am pornit, la primul picioruș unde am pus sârma, cu punct alunecat, fac un ochi de lanț, tai firul, dar după cum știți, pentru a asambla această garofiță, avem nevoie de două frunze. Eu am făcut una mai înainte, aceasta am făcut-o acum în direct cu dumneavoastră,
răsucesc puțin aici această sârmuliță. Bineînțeles, tai surplusul. Iar acum va trebui să luăm garofița. Să îmbrăcăm bețișorul. Eu am tăiat o bucățică din această hârtie creponată. Voi pune puțin silicon. Dar încă nu este cald siliconul meu. Acum să pun silicon aici. Rotesc acest fir să se prindă pe bețișor. Și aici pun puțin silicon. Și îmbrac să nu se vadă bezișorul. Răsucesc bezișorul, el se îmbracă în același timp. Ia uitați. Iarăși puțin silicon aici. Aici se aranjează această, știți, aici am pus vata și se aranjează dacă facem așa. Luăm frunzele. Și pun una aici. Cealaltă pe pasă, pe partea opusă, la o distanță nu prea mare. Siliconul s-a întărit, acum putem aranja frunzele. Le puteți da mai jos, mai sus, cum doriți, pentru că deja sârma de aici, sârma de marșa frunzei, puteți modela cum vreți dumneavoastră. Iată, aceasta este garofița noastră de astăzi. Aceasta este ca model. Eu sper să vă placă. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă aștept în continuare alături de mine. Vă urez multă sănătate, spor în toate. La revedere!